Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Povestea Vorbei, găzduită de postul regional de televiziune Intermedia Suceava. Suntem și noi găzduiți astăzi de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, al cărui manager este domnul doctor Alexandru Calangea, căruia îi spunem bine ne-ați primit și bine ați venit la noi la emisiune, domnule doctor. Bună dimineața! Dumneavoastră, bună dimineața celor care ne privesc, mulțumesc pentru invitație și bine ați venit în Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. Avem aici, stimați telespectatori, material de lucru, uitați-vă, l-am întors deliberat ca să puteți să vă orientați cât de cât când va veni camera din partea cealaltă. Este vorba despre proiecte care de investiții la Spitalul Județean, cum spre scurt îi spunem noi, da? Proiecte care s-au materializat în timpul perioadei acesteia de când domnul doctor Alexandru Calancea este managerul spitalului și nu sunt puține. Domnule doctor, acum puțină vreme în urmă a fost inaugurat Spitalul de Oncologie. Se spune Spital de Oncologie, deși este în cadrul Spitalului Clinic, Spital de Oncologie, o clădire nouă, dotată cu toate cele, toată logistica la nivel european cerut și n-ar fi nicio problemă cu în ceea ce privește dotările, dar din nefericire rămâne o problemă și o vom discuta această problemă pe parcursul emisiunii. Este vorba despre cadrele medicale care să își desfășoare activitatea în spitalul cel nou de oncologie, dar și în alte secții ale spitalului. Acolo s-a văzut mai pregnant și s-a discutat mai din coace despre problema numărului de medici, în primul rând, de la oncologie. Dar o să vorbim despre asta mai încolo. Avem în ultimii 4 ani, nu? Sau de când timp de la 1 iulie 2020 am preluat funcția de manager. Deci mai bine de 4 ani. Din 2022, ani. Pe mandat plin de 4 ani de zile, după examenul susținut. De atunci ce avem la Spitalul Județean? Avem o pistă pentru elicoptere, da? Avem spitalul acesta de oncologie despre care tocmai am vorbit. Avem reabilitări ale secțiilor, avem reconfigurări, avem modernizări de aparatură nouă în secții și de fiecare dată când se face câte o achiziție, spitalul ne anunță că, iată, pentru pacient sau mai vine cu ceva în sprijin cu aparatură. Sigur, și toate acestea fiind zise, adunate la un loc, cred că se însumează investiții în valoare de cât? Peste 30 de milioane de euro în momentul de față și nu vorbesc de investiții pe care le avem în vedere ca și planuri, vorbesc de investiții care sunt în derulare, adică documentație depusă pe de-o parte, avize primite pentru acele investiții sau chiar investiții în derulare. Deci vorbesc de lucruri concrete și însumăm peste 30 de milioane de euro, așa cum ați spus, din 2020 până în prezent, pe diferite proiecte transfrontaliere, fonduri europene, să le spunem, plus fondurile de la Consiliul Județean sau Ministerul Sănătății, care au venit în completare, să-i spunem. Da, au fost proiecte inițiate mai înainte de perioada de manageriat a dumneavoastră. Să luăm pe rând, da? Spital de Oncologie, ideea este un pic mai veche, e realizată acum, dar și foarte frumos a fost că la inaugurare a fost prezent și predecesorul dumneavoastră, domnul Vasile Râmbu, da, a fost manager al spitalului. O chestiune foarte, cum se spune la noi pe Remezeu, la cherestea merge foarte bine, în sensul că s-au recunoscut reciproc meritele. Sau la noi la Vicoveni. Sau la noi la Vicoveni, da? Sunt de acord cu dumneavoastră. În primul rând aș vrea să fac o precizare. Dumneavoastră m-ați luat pe nepregătite și ați întors toate aceste proiecte pe care eu le-am pe care eu le-am pe masă zi de zi în biroul din care
împreună cu colegii din spital încercăm să facem un management de calitate al acestui spital clinic județean de urgență. Gata, sunt, s-a rezolvat problema. Sunt proiecte? Nu, e în regulă. E foarte bine ca lumea să știe și întotdeauna să spunem ceea ce facem, ceea ce avem de gând să facem, pentru că împreună facem aceste lucruri cu dumneavoastră, cu cei care ne privesc. Spitalul este un bun al nostru, al tuturor, și fiecare dintre noi trebuie să-și aducă aportul la tot ceea ce înseamnă activitatea de zi cu zi, în prezent și pe viitor, a Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava. Așa este, am preluat mandatul în 1 iulie 2020, așa cum am spus, după plecarea conducerii militare. Au fost câteva perioade scurte în care colegii de-ai mei au încercat să țină frâile acestui spital. Cred că două mandate, a fost de o lună, de o săptămână. Din păcate, la acea dată, și spun din păcate, nimeni nu și-a dorit să preia această funcție de management al spitalului. Nici eu nu mi-am dorit. Nu mi-am dorit, dar văzând că toată lumea a refuzat sau nu a avut tăria, să spunem, să-și asume această funcție, am spus că nu este corect ca spitalul acesta al nostru, al tuturor, să fie menegeriat de cineva din afara județului sau trimis de minister, pentru că noi nu găsim aici în județ pe cineva care într-o echipă foarte bine sudat, așa cum am spus, pentru că managementul nu se face de unul singur. Managementul se face într-o echipă foarte bine sudată, cu colegii din spital, cu celelalte instituții. Mi se pare absurd ca cineva să nu și asume. Și iată că mi-am asumat de la data de 1 iulie din 2020, din 2022, din toamnă, sunt pe mandat plin de 4 ani de zile, deci încă 2 ani de zile de management în acest spital. Da, foarte multe proiecte le-am preluat dinainte de pandemie. Ca și idei, ca și proiecte deja implementate, documentație făcute la foarte multe proiecte. Printre cele mai mari de care pot să amintesc, ați spus de pavilionul de oncologie. Noi recent am punctat, să spunem, finalizarea lucrărilor. Am finalizat lucrările, nu l-am dat în folosință pentru că este încă un proces destul de laborios și vorbesc de recepția acestui pavilion, vorbesc de documentația alcătuită și care va sta la baza autorizației sanitare de funcționare dată de către emisă de către DSP. Deci mai sunt pași de urmat până când vom avea primul pacient în acest pavilion, dar am ținut să marcăm finalizarea lucrărilor, care s-a realizat, cred că cu aproximativ 10-14 zile, mai repede decât ar fi fost termenul preconizat din contract. Da, este o investiție foarte mare de 10 milioane de euro. Aici sunt bani veniți de la Consiliul Județean, deci sunt banii noștri, ai sucevenilor. Un proiect pe care l-am preluat în anul 2020 la începutul mandatului. Un proiect inițiat de către managerul Vasile Râmbu, cu președintele Consiliului Județean de la acea dată, cu Consiliul Județean, cu conducerea spitalului de la acea dată și, așa cum ați spus, mi se pare absolut normal ca la o asemenea investiție, de o asemenea învergură, să fie invitați absolut toți cei care și-au adus aportul. Mie mi se pare de bun simț, să nu spun mai mult. Și atunci, da, de la identificarea problemei, găsirea soluției, cei care au finanțat, cei care au dus proiectul mai departe, cel care a construit, este foarte important, pentru că degeaba ai tot ce trebuie dacă nu ai un constructor foarte bun care să-și ducă lucrurile la bun final. Am considerat de bun simț ca toți să fie prezenți. Indiferent, pentru că eu sunt manager în acest moment, sunt medic și nu mă interesează alte lucruri și alte jocuri de altă natură. Da, și aici mă refer în principal la zona politică. Eu sunt managerul acestui spital, în Consiliul Județean am un sprijin și am avut întotdeauna un sprijin foarte, foarte bun. Consider că, indiferent de cine va fi acolo, își va aduce aportul pentru acest spital, pentru ca el să progreseze și să facă lucruri foarte bune pentru toți pacienții care îi se adresează. Am spus de oncologie preluată. Cred că ideea s-a născut undeva în 2018-19 și așa cum am spus tot parcursul. Noi acum finalizând lucrările. Heliportul la fel, o idee venită dinainte de pandemie, finalizată în pandemie. Acolo nu am marcat la fel, pentru că eram în preajma pandemiei sau imediat după pandemie. Acolo nu s-a făcut o
festivitate sau cum puteți să o numiți dumneavoastră, cum doriți să o numiți, cum am făcut la aici la oncologie. Și sunt și alte proiecte care, medicina nucleară, pot să vă amintesc la fel, am dat-o noi în folosință, cred că în pandemie s-a întâmplat lucrul ăsta, în 2020-2021. Îmi aduc aminte de blocul operator nou, 4 săli mari de operație de câte 60 de metri pătrați pe lângă celelalte vechi pe care le aveam și în momentul de față le modernizăm. Și acolo bloc operator dat în folosință, sunt lucruri pe care eu ca și manager, începând cu 2020, le-am găsit în anumite stadii de implementare, le-am inaugurat, dar niciodată nu mi le-am asumat, pentru că este absolut corect. Toți în momentul de față și în zilele noastre fugim după funcții, după... Mie nu-mi trebuie așa ceva, eu sunt medic la bază, îmi iubesc pacienții, îmi iubesc meseria. Da, sunt manager pentru că, așa cum v-am spus, nimeni nu și-a asumat această funcție în 2020 și eu împreună cu dumneavoastră, împreună cu cetățenii, prin tot ceea ce ne semnalează de zi cu zi, eu doresc să îmbunătățesc activitatea astfel încât spitalul să fie unul de top, așa cum ați spus dumneavoastră, într-adevăr un spital clinic în momentul de față, pentru că și această titulatură de clinic face parte din dezvoltarea spitalului. Și cam acestea sunt proiectele de care pot să vă spun, pe care le-am preluat, le-am îmbunătățit pe alocuri și am ajuns pe mandatul meu de până acum să le dau și în folosință sau să marchez, cum a fost la oncologie, finalizarea lucrărilor. Sunt foarte multe alte proiecte, așa cum v-am spus, din 2009 și făceam la un moment dat o socoteală, din 2009 și până în 2020, foarte mulți bani s-au investit în acest spital și un lucru foarte bun care a fost făcut în 2009, descentralizarea. Și eu merg în continuare pe descentralizarea. În general, în țara noastră, se vede că în partea medicală a făcut un lucru foarte bun. Și plecarea din coordonarea Ministerului Sănătății, venirea sub coordonarea Consiliului Județean, a făcut ca investițiile în acest spital să fie de peste 100 de milioane de euro până în 2020. Din 2020 și până în prezent, cred că sunt spre 40 de milioane de euro. V-am spus 30 milioane, doar știu să și le socotesc în momentul de față. Avem 13 milioane anveloparea spitalului, ceea ce înseamnă creșterea gradului de izolare a spitalului, schimbarea tuturor geamurilor, punem geamuri noi de termopan, schimbarea tuturor becurilor cu becuri noi LED care sunt mai economice, montarea unor panouri fotovoltaice, care ne va duce la o scutire din facturile foarte mari pe care le plătim de zi cu zi, schimbarea centralei care era foarte veche și aducem un sistem nou de centrală, o centrală pe cogenerare, toate aceste lucruri însumează, toate aceste investiții însumează 13.500.000 de euro, sunt fonduri europene și, așa cum am spus, lucru important este că vom genera o scădere a facturilor, bani pe care, da, la începutul anului, dacă ai la îndemână, poți să-i direcționezi către alte zone din activitatea spitalului. Deci un lucru extraordinar de bun. Că poate cineva se întreba, da, ce îmi trebuie mie panouri fotovoltaice la spital sau ce îmi trebuie mie, nu știu, anveloparea spitalului cu vată minerală bazaltică de încă 15 cm sau ce am făcut, geamuri, termopan, de ce îmi trebuie? Pentru că activitatea este medicală. Da, este medicală, dar pacientul, angajatul trebuie să aibă un confort, da? Pentru că actul medical, în actul medical în general, o parte importantă este și confortul. Degeaba v-am internat și vă dau un medicament foarte bun sau un medic foarte bun, un asistent, un cadru medical foarte bun, dacă cazarea nu se ridică la nevoile dumneavoastră sau la niște standarde de bun simț, să spunem, în anul 2024. Și atunci, da, ne gândim căldura pentru pacient, izolarea fonică, geamuri de termopan, căldura sau răcoarea vara, pentru că ne gândim și la acest lucru. De aceea s-a făcut această investiție și, așa cum am spus, da, economiile se vor direcționa către alte zone la începutul unui nou an bugetar. Vorbim de anul 2025. Mai departe vorbim de infecțiile nozocomiale, iarăși un proiect de 3,5 milioane de euro. Acolo se renovează blocul operator vechi. Dacă am spus că avem un bloc operator nou dat în folosință imediat după pandemie, blocul operator vechi prin acest proiect se va renova. Vorbim de lavoare,
sale chirurgicale schimbate, tapetul de pe perete, covorul de pe jos, uși cu fotocelulă și multe, multe alte lucruri, aparatură care să sterilizeze și să facă o curățenie așa cum trebuie în anul 2024. Am spus de nozocomiale, mai avem investițiile în neonatologie. Acolo avem și acolo, cred că 1.300.000 de euro sunt investiții în aparatură medicală, incubatoare pentru copii, monitoare, laringoscoape, infuzomate, injectomate și tot ceea ce mai trebuie, astfel încât colegii medici din neonatologie să poată să lucreze și cu cazurile foarte grave sau foarte delicate, să-i spun, pentru că și în neonatologie, din păcate, apar probleme mai ales la copii foarte, cu greutate foarte mică la naștere. Și noi suntem o maternitate de rang, de același rang cu centrul universitar prin ceea ce tratăm. Deci județele limitrofe trimit la noi pacienți de foarte multe ori și atunci noi trebuie să fim pregătiți să tratăm foarte bine acești copii. Și multe alte investiții, nu știu ce să vă spun acum, investiție în pavilonul vechi de oncologie. Acolo vrem să înființăm și avem deja documentația alcătuită. Începem acum cu licitația pentru proiectare și execuție și acolo vom trata, vom aduce o nouă metodă de tratament pentru cancerul de tiroidă și de prostată. E vorba de tratamentul cu radioizotopi. Și acolo o investiție de 1.600.000 de euro, o investiție foarte mare, sunt bani de la Consiliul Județean. Aerul condiționat, dacă am schimbat termopanele și învelopăm spitalul, ne gândim la aerul condiționat pentru anul 2025 și aici o investiție de peste 1.000.000 de euro. Iată că sunt foarte mulți bani de care v-am spus așa repede. Sunt și alte proiecte, dar nu aș vrea să discutăm de planuri îndepărtate, de vise, discutăm de lucruri concrete. Tocmai ai spus, și spus dumneavoastră că nu suntem politicieni aici, dacă nu exact. Mai și promit. Eu vreau să discut de lucruri concrete cu dumneavoastră, aștept și accept orice critică, dacă s-a spus că nu accept, accept orice critică, pentru că eu sunt medic și am învățat aici odată cu dumneavoastră, odată cu pacienții care au venit cu fel de fel de sesizări, cu colegii din spital, am progresat împreună. Este un proiect de lege privind instalarea acelor butoane de panică, respectiv a camerelor de luat vederi, mai ales în secțiile ATI, în zonele acestea. Am înțeles că a primit aviz negativ la una dintre camerele Parlamentului, dar dumneavoastră ca medic, cum priviți lucrurile astea? Ar putea fi utile astfel de dotări? Sunt pentru orice este posibil, astfel încât să creștem gradul de siguranță al pacientului și al angajatului. Pentru că în momentul de față ați spus de butoane de panică. Avem pe toate secțiile aceste butoane de panică. Mai apar probleme, ele se strică, sunt folosite de pacienți. Întotdeauna suntem atenți ca ele să existe pentru că este foarte important. Vă dați seama și vă dau un exemplu. O secție mare de 50, 60, 70 de paturi, într-o tură sunt 2, 3, 4, 5 asistente, câteva infirmiere îngrijitoare. Și atunci nu poți în permanență să fii în toate saloanele în același timp. Și atunci, da, prin sisteme de monitorizare pe care noi le avem centralizată, prin aceste butoane de panică pe care le avem în secții și întotdeauna, chiar dacă apar probleme, le înlocuim, le avem, pentru că sunt niște costuri foarte mari pe ele, nu sunt ieftine, să le spunem. Camerele de luat vederi, nu trebuie să fie și să nu trebuie să interfere cu intimitatea pacientului. Este foarte important. Dar ați văzut discuții și, într-adevăr, cum ați spus dumneavoastră, ministrul, sau cel puțin au fost discuții pentru montarea lor și în zonele de ATI sau în zonele foarte sensibile ale spitalului. Cred că asta a fost discuția în ultima perioadă. În zona de... Da, sunt de acord. Sunt de acord, dar pentru a monta aceste camere trebuie să vină o legislație care să ne permită acest lucru, pentru că noi facem un proiect și pot să vă dau din casă în acest moment. Suntem oarecum cu un pas înainte a legii. Eu cred că în următoarea perioadă se va da lege care va permite montarea camerelor și în aceste zone. Acum nu se permite, dar noi deja facem un proiect. Să avem proiectul făcut. Și cred, da, este un lucru foarte util pentru pacient, în primul rând, pentru angajat. E vorba de monitorizare, este vorba de nu supraveghere în alt sens, pentru binele pacientului, pentru binele aparținătorului care vine în vizită, pentru binele angajatului. Gândiți-vă de foarte multe ori la vizită.
avem vizitatori, avem aparținători care nu respectă traseul indicat și atunci poți să ajungi într-o zonă în care nu ai ce căuta în momentul respectiv și pe de o parte îți pui tu în pericol sănătatea, intri, nu știu, într-un laborator, intri în anumite zone în care nu ai avea acces în mod normal și atunci putem să gestionăm mult mai bine cu aceste camere, cu aceste butoane de panică și da, sunt pentru. Dar legea trebuie să vină să ne susțină din acest punct de vedere. Dar este în folosul pacientului. Eu locuiesc foarte aproape de Spitalul Județean și de multe ori, deseori auzim cei care locuim prin preajmă, elicopterul zice, băi, până de curând, duce pe unul de la Suceava la spital, la Iași sau la Cluj sau la nu știu ce. Am remarcat că în ultima perioadă este viceversă. Adică sunt aduși pacienți la Suceava, inclusiv din centrele astea mari, universitare, cum Iași, cum e Clujul, da? Pentru că s-a dezvoltat aici la Suceava o echipă de medici care sunt specializați în principal în, nu știu cum se denumește, dar cei cu accidente vasculare cerebrale, în general. Tratamentul modern la centrul vascular cerebral, da. Este o echipă aici care a devenit căutată, nu la nivel național. Așa este. Da, aveți dreptate, heliportul, așa cum am spus, l-am dat în folosință, l-am inaugurat în primăvara acestui an, cred că luna martie, februarie final, martie început, nu mai știu exact data, și de la această dată și până în momentul de față, cred că aproape 25 de zboruri au fost efectuate. Mai multe, într-adevăr, cum ați spus dumneavoastră, și asta o spun statisticile, mai multe către Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava și mai puține spre alte centre universitare. Dar nu asta este important. Este important că avem în momentul de față o linie de comunicare, să spunem, între spitale mult mai rapid atunci când vremea o permite. Pentru că elicopterele nu zboară pe timp de noapte sau când situația meteorologică nu o permite. Dar sunt legături mult mai strânse între noi ca și sistem medical. Așa cum am spus, mai mulți pacienți au venit și foarte mare parte din cei care au venit către noi, da, sunt cu accident vascular cerebral, au venit și alte patologii, dar în principal cei cu accident vascular cerebral. De ce? Pentru că noi la Suceava, cum ați spus dumneavoastră, suntem unul din cele 10 centre din țară care tratează în permanență accidentul vascular cerebral modern. Ce înseamnă modern? Extragerea cheagului de sânge din cap, trombectomie o numim noi. Dar trebuie să ai, pentru acest lucru, trebuie să ai o permanență de 24 de ore din 24, atât pe medici, cât și pe asistente, cât și pe personalul auxiliar. Și noi în Moldova suntem singurii care avem această permanență. Se mai realizează această procedură, se mai realizează și la Iași, dar nu într-un program de permanență și ei nu sunt în aceste 10 centre cu permanență din țară. Da, noi suntem unul din aceste 10 centre, avem tot ceea ce ne trebuie ca și resursă umană, ca și resursă financiară, astfel încât această procedură să se realizeze și ați văzut, de foarte multe ori, centre universitare, alte spitale, alte județe au trimis către noi, dar este un lucru de apreciat, pentru că noi nu ne dorim altceva decât să fim o piesă foarte importantă în acest sistem medical românesc, astfel încât împreună să răspundem foarte bine nevoilor pacienților care ni se adresează și să ridicăm de la o zi la alta standardele. Ați pomenit la un moment dat despre faptul că un câștig ar fi pentru Spitalul Județean această categorisire în instituției spitalicești ca spital clinic. Spital clinic și știm cu toții, Universitatea Ștefan cel Mare are deja o facultate de medicină prin Scontur, începând de anul acesta, da, sunt programe de, cum se cheamă, cu studii prelungite, nu știu, da. Sunt alți termeni decât în vremea mea. Și presupun că toate lucrurile astea ar trebui să interfereze dorința și nevoia de dezvoltare a spitalului cu ce? Cu dezvoltarea facultății de medicină din cadrul USV. Da. Cum e relația între cele am două? Am spus și am menționat exact de la începutul discuției cu dumneavoastră, am spus că și această titulatură de clinic face parte din dezvoltarea Spitalului Sucevean. Facultatea de Medicină la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava datează de ceva ani.
De anul acesta avem și programul de 6 ani de studii pentru medicină generală, adică pentru a forma medici. Este un lucru extraordinar pentru județul Suceava și nu numai pentru județul Suceava, și pentru întreaga regiune din Nord-Est. De ce? Pentru că, în primul rând, se recunosc reușitele, se recunoaște valoarea spitalului sucevean, pentru că nu orice spital ajunge să fie spital clinic. Trebuie să ai o bază materială de excepție, trebuie să ai pregătirea cadrelor medicale la un anumit nivel, trebuie să ai dotări, trebuie să ai infrastructură. Și atunci toate aceste lucruri au fost verificate și au adus, din fericire, această titulatură de spital clinic. Universitatea trebuie să țină pasul cu Spitalul Sucevean și, ați văzut, a venit cu înființarea acestui program de studii de 6 ani de zile. Acolo spitalul a pus umărul foarte mult, pentru că nu venea această certificare și aprobare dacă spitalul nu arăta cum arată în momentul de față. Și v-am spus, nu este munca managerului Calancea, este muncă de cel puțin din 2009 și până în prezent, a tuturor celor care au pus umărul la progresul acestui spital. Și ce lucruri bune sperăm să ne aducă pe viitor? E vorba, în primul rând, de resursă umană. La asta ne gândim. În momentul de față sunt foarte multe hibe ale sistemului medical românesc, foarte multe probleme. Și am spus dintotdeauna și cu orice ocazie am, spun și recunosc și vin cu argumente, trebuie o reformă profundă a sistemului medical românesc din foarte multe puncte de vedere. Una dintre probleme este distribuția resursei umane la nivel național și între județe. Și vă dau pe scurt un exemplu. Noi am vrut să facem o statistică la nivel național, noi de la Spitalul Județean Suceava, și am cerut informații pe resursa umană tuturor direcțiilor de sănătate publică din țară, tuturor colegilor medicilor din țară și, să vedeți surpriză, răspunsurile au fost, vă traduc ce vă interesează. Da, și avem documente, nu discut de altceva. Dar nu eram rău intenționați, eram foarte bine intenționați de a face o statistică noi, la nivelul județului Suceava și la nivelul judeților din țară, pentru a discuta cu cărțile pe față cu cei din minister și să vedem cum reacționăm. O problemă care, cel puțin pe mine, mă deranjează și mi-asum ceea ce spun, este faptul cum sunt distribuiți rezidenții. Da? În momentul de față, și pot să vă spun, rezidenților nu prea, să nu spun nu deloc, dar nu prea li se permite să vină și să desfășoare stagii de pregătire în spitale care au ce să le ofere. Și eu vorbesc de Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, care are ce să oferă rezidenților. Și vă spun din vorbele rezidenților și din concluziile rezidenților care vin din diferite centre universitare am avut. Am avut Iași, am avut Cluj, am avut București, am avut Târgu Mureș, care au plecat extrem de fericit și de bucuroși de ceea ce au făcut în Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava. Pentru că dacă într-un centru universitar sunt 10, 15, nu știu, 20, la un medic care îi coordonează și nu apuci să faci o ecografie, să intri în sala de coronarografie, să intri în accident vascular cerebral, probabil că nu vei vedea în viața de rezident. Dar în Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava se întâmplă aceste lucruri. Pe gastroenterologie, pe cardiologie, pe radiologie intervențională, chirurgii, sunt rezidenți care sub conducerea unui coordonator au operat, au fost mâna a doua, a treia la operație, lucruri extraordinare. Și atunci, în momentul de față, ce se întâmplă? Care este realitatea? Și astea sunt lucruri care pot fi verificate. Mai degrabă rezidenți într-un centru universitar merg și fac stagii de pregătire în rezidențiat în spitale private, în clinici private, decât să vină în spitale județene care ce? Ar putea să fie o barieră a migrării pacientului sau a cursului pacientului către centrele universitare. Și atunci, cred că trebuie schimbat un pic legea, pentru că pentru toate aceste lucruri trebuie să vină o legislație în spate. Da? Județul Suceava, ca idee, județul Suceava are, cred că, maximum 50-60 de rezidenți, dintre care vreo 30 sunt ai noștri, din care fac a doua specialitate. Sunt medici specialiști care fac o a doua specialitate. Și alte județe care au și universitate, facultate de medicină, au 2.000-3.000 de rezidenți. Nu vedem rezidentul ca mână de lucru, ci vedem rezidentul, cu rezidentul trebuie să fie un schimb reciproc. Rezidentul trebuie să vină și să folosească baza materială a spitalului, să învețe, să progreseze, da, va aduce un plus valoare actului medical, pentru că una este să ai în întreg spitalul 20 de rezidenți la un spital de 1200 de paturi și una este să ai 200 de rezidenți sau 500 de rezidenți. Și atunci trebuie regândit această situație. Ei sunt folosiți în momentul de față ca mână de lucru. Și atunci, da,
facultatea, au fost și acolo multe piedici, din ce discutam cu rectorul universității. Nimeni nu-și dorește ca un județ cum e Suceava să progreseze foarte mult. Nu vreau să intru în amănunte, dar nu a fost ușor. Asta vreau să vă spun. Munca a fost, spital, universitate, a fost o muncă destul de serioasă. Și iată că avem această facultate, acest program de studii de 6 ani, care sperăm în viitor să-și arate roadele, dar e de durată. E de durată și, din păcate, în momentul de față, marile probleme ale sistemului medical românesc, pe de o parte, cum v-am spus, resursa umană, distribuția resursei umane la nivelul țării, între județe, pe de o parte, și pe de altă parte este apropierea cu sistemul medical privat. Pentru că în momentul de față nu se întâmplă ceea ce ar trebui să se întâmple. Și din punctul meu de vedere ar trebui să fie o legătură de simbioză. Adică să mergem în aceeași cadență, în același pas, în folosul pacientului. Pacientul să-și găsească tratamentul cu bilet de trimitere ori la stat, ori la privat. În momentul de față nu se întâmplă acest lucru și în momentul de față, cumva, sistemul medical privat, și o spun cu simț de răspundere, extrage pacient sau căpușează sistemul medical de stat. Și nu cred că se dorește prea curând o normalizare a acestei activități. Sunt foarte multe probleme pe care pot să le pun pe masa oricărui este interesat, astfel încât să discutăm despre nevoia de reorganizare, de reformă în sistemul medical românesc. Da, pentru că vorbeați despre sistemul privat de sănătate, nu vă ascund, am auzit voci care spun cam așa, măi, de-abia aștept să se întâmple nu știu ce ca să pot să merg în privat. Da? Au niște așteptări. Da? De orice natură ar fi fost, până îmi termin casa sau până nu știu mai ce, adică stau la spitalul de stat, nu? Să-mi construiesc vila, da? Și după aceea să mă mut în privat pentru a o mobila sau nu. Deci există și persoane, medici, da? Care gândesc în felul ăsta. Da. Sau îmi fac mâna la spitalele de stat, da? La spitalele publice și după aia mă duc în privat. Așa este. Din păcate, în momentul de față, tendința corpului medical, și vorbesc în principal de medici, la medici mă refer, este de a colegilor tineri, este de a munci mai puțin pe o salarizare mult mai mare și în liniște. Pentru că la stat, ați văzut, ceartă apare NUP-ul, aglomerație NUP-ul, aglomerație pe secții, aglomerație în ambulator, pentru că ăsta este sistemul medical românesc din anul 2024, pe care, repet, trebuie să ne punem mintea să-l reorganizăm. Dar asta este la stat. Gărzi multe, gărzi foarte grele, pacienți recalcitranți, aparținători cu diverse probleme, și nu spun că este o problemă a dumnealor, este o problemă a tuturor celor care activăm în sistemul ăsta. Și atunci tendința în momentul de față, pe multe specialități, și asta putem să verificăm uitându-ne la cum s-au luat specialitățile la rezidențiat în ultimii 10 ani. Dacă înainte, acum 10 ani de zile, când am dat și eu, se lua, nu știu, ginecologie printre primele, cardiologia, unitatea primire urgenței era mult mai bine văzut, ATI-ul. Acum sunt specialități gen, și n-am nimic cu aceste specialități, dar unde ești mai liniștit ca și medic. Reumatologie, dermatologie, recuperare fizică și balneologie. Sunt specialități mai căutate. De ce? Pentru că nu faci un număr foarte mare de gărzi sau nu faci deloc gărzi, pacienții nu vin cu urgențe foarte mari, ești liniștit, și atunci, da, este tendința actuală a medicilor de a migra din sistemul de stat în sistemul privat. Și asta trebuie schimbat la nivel național. Nu poți și nu cred, eu nu cred că se va putea vreodată interzice stat sau privat, dar putem face altceva. Ce putem face? Casa de asigurări de sănătate de la nivelul județelor, națională, dar și cele de la nivelul județelor, să nu se oblige, dar să răspundă nevoilor populației și prin spitalele private, astfel încât pacientul să-și poată alege, vin cu bilet de trimitere la ambulator la Suceava sau mă duc la spitalul X sau la clinica Y cu același bilet de trimitere și voi fi tratat de un medic. Și atunci ce se întâmplă? Medicul care lucrează la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, după ora 3, și este dreptul lui, da? În codul muncii, să lucreze și în altă parte, acolo când va merge va fi pus să lucreze tot în contract cu casa. Adică exact ceea ce face și la spital.
Dar în momentul de față ce se întâmplă? Aglomerație foarte mare în sistemul de stat, programări peste 2-3 luni de zile, la cardiologie, vă dau exemplu, la neurologie, la orice vreți dumneavoastră. Sunt foarte multe specialități. Și atunci pacientul, săracul, și cred lucrul ăsta și am trecut și eu prin lucrul de astea, da? Este nevoit cumva sau împins de la spate de sistemul medical românesc să-și găsească tratamentul în altă parte. Sau apelează la, era o prescurtare PCR, pile, cunoștințe și relații, da? Sau la pile, cunoștințe și relații pentru a își rezolva problema sau scoate banul din buzunar pentru a-și trata problema, pentru că pentru fiecare dintre noi problema care o avem în momentul respectiv este cea mai mare. Da? Ce se întâmplă în momentul de față? Și vă dau pe scurt. România este țara europeană cu cel mai mare cu folosirea banului din buzunarul propriu extra asigurare de sănătate. Cu cel mai mare sumă. Deci cheltuim foarte mult, pe lângă faptul că suntem asigurați, cheltuim din buzunarul propriu bani pentru a ne trata. De ce? Pentru că nu există această coordonare între sistemul privat și sistemul de stat, care, repet, nu trebuie să fie în antiteză, trebuie să fie în simbioză. În momentul de față, pacientul este atras către privat prin foarte multe lucruri pe care pot să vi le detaliez cu altă ocazie. Este direcționat, da? Și dacă este să se agraveze sau dacă devine un consumator foarte mare de resurse financiare, este direcționat către stat. Și nu spun doar de Suceava. Deci exploatat cumva pacientul, nu? Până, exact. Până scapă de bani. Nu? Vă spun cu cea mai mare răspundere. Pacientul este direcționat în așa fel, da? de cele două sisteme, către zona privată. Pentru a scoate bani din buzunarul pacientului. Și ceea ce se traduce, cum v-am spus, cea mai mare cheltuială pe cap de asigurat din Uniunea Europeană. Verificați acest lucru. Da? De ce? Tocmai pentru că asta se dorește. Da? Și atunci medicii sunt foarte bine remunerați în privat, salarii de câteva ori mai mari. Da? Și atunci de ce să nu mergi acolo? Cum se lupte Spitalul Județean Suceava cu restul spitalului care vin cu oferte foarte, foarte bune din punct de vedere financiar? Și asta este adevărul. Da, noi avem locuințe de servici. Sunt 30 de apartamente, 15 și 15, cu 20 cu 3 camere. Bază materială de invidiat. Ce putem? Resursa financiară, sporurile la maxim. Dar niciodată nu s-a făcut rabat pe sporurile pentru specialități. Și toate sporurile din momentul de față, vorbesc de toate specialitățile, mai ales cele deficitare, toate sunt la maxim. Dar privatul este cu ofertă peste. Și atunci, de asta nu sunt, cu toate că, din 2020, de la preluarea mandatului, erau 260 de medici și în momentul de față sunt 322 în Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, la ora la care noi discutăm. Deci este un plus de medici în condițiile în care posturile au fost tot timpul blocate. Da. Deci asta a fost o chestiune blocată de către cine? Ministerul? Cu ocazia pandemiei, de la pandemie, eu de când am preluat funcția de manager. Și a fost manager, o inerție. Tot timpul posturile au fost blocate. Deblocate printr-un memorandum. Memorandum care durează un an de zile. Păi dar tânărul specialist sau rezidentul de anul 5 îmi spune, da, vin mâine la post, scoate postul. Păi nu pot acum, că eu am făcut un memorandum și aștept rezultatul acelui memorandum, care v-am spus, ultimul memorandum a durat, cred că un an sau chiar peste 12 luni. Da? Și atunci, în aceste condiții, creșterea a fost de la 260 la 322 de medici. Da? Chiar zilele astea am avut discuții cu medici, un medic nou pe epidemiologie, da? În zona de infecție nozocomială este foarte important să ne întărim echipa și avem un medic nou, medic pe medicină nucleară, pentru că acolo dorim să lucrăm, deja lucrăm în două ture, dorim să extindem timpul de lucru pentru că adresabilitatea este foarte mare din toată zona Moldovei. Și suntem singurii care facem PET-CT, SPECT la copii cu anestezie. Foarte important lucrul ăsta și de foarte multe ori eu personal am fost sunat de către centrele universitare, Iași ultima dată, domnule, avem un copil, noi nu putem să-l facem, vă rugăm, ajutăm pe oricine și noi am fost ajutați, noi ajutăm, v-am spus, este un angrenaj. Dacă este să vorbim de oncologie, vreau să vă spun că pe 5 noiembrie, dacă spun bine, la începutul lunii noiembrie, scoatem pentru a 6-a oară la concurs posturi de medic specialist. Suntem în discuție și ați văzut odată cu
am finalizat lucrările la oncologie, am invitat medici rezidenți pentru a vedea, și nu este prima dată, da? Pentru a vedea exact ceea ce poate oferi Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava. Și încă un lucru foarte important, zilele astea am avut discuții cu medic rezident ultimul an, de specialitate acum în luna octombrie-noiembrie, iar de la 1 ianuarie va veni ca specialist la noi împreună cu soțul, care este pe o altă specialitate. M-a rugat să nu divulg numele. De ce? Pentru că trăim nu în anul 2024, da? Și să nu audă X, Y că eu aș avea tendința să mă duc acolo până la examen. Lasă-mă să trec examenul, că după aia putem discuta. Asta e vremea în care trăim, da? Nu avem o gândire liberă, nu avem o gândire de a lucra în echipă. Dar în anul 2025 se va întoarce doamna doctor Gherasim Morogai, care este specialista noastră, a fost în creștere copil, și în anul 2025, sper că în primăvară, cât mai repede dumneavoastră să se întoarcă. Le avem pe cele două doamne, doamna doctor Motan și doamna doctor Ginghină, care au ținut greul în această perioadă și nu am cuvinte să le mulțumesc pentru efortul pe care l-au depus. Dumnealor au experiență destul de mare și este foarte greu să ții piept unui număr în creștere de pacienți cu probleme oncologice. Deci am spus cele două doamne, doctor tinere, în vârstă, doamna doctor tânără care va reveni din creștere copil, doamna doctor specialistă cu care am vorbit și va veni dintr-un alt spital, va veni către noi și eu sper ca de la 1 ianuarie deja să fie în rândurile noastre, este specialistă, și încă două rezidente cu care am avut discuții să primească aprobare de transfer pe anumite stagii la noi. Dumnealor își doresc ca la finalizarea rezidențiatului să facă parte din echipa Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava și tot nu este de ajuns în raport cu cerințele pacienților cu această boală păcătoasă, oncologia. Și este o problemă la nivel național, dar pe noi nu ne interesează neapărat ce se întâmplă, ne interesează în curtea noastră ce se întâmplă și trebuie, da, să mai avem foarte mulți medici. Iar eu, ca și manager, echipa de conducere, punem pe tavă tot ceea ce este legal și posibil în momentul de față pentru că acești medici să vină către noi. Acest lucru îl dorim și pe UPU adulți. Atenție, nu UPU pediatrie. La UPU pediatrie de curând am avut un examen și avem o rezidentă anul 5 care a venit în echipa noastră. Deci acolo avem 7 plus 1, recent luat, 8 medici. Da? Ceea ce ne conferă o liniște și o siguranță din acest punct de vedere. Pe secția de pediatrie, la fel, nu este deocamdată nevoie, nu e urgență să-i spunem. Da? Sunt 8 plus un contract de prestări servicii. Ar fi loc pe neonatologie, am vorbit de neonatologie și am vorbit de investiții acolo. S-a organizat un concurs în luna iulie și am avut un medic care a promovat, deci va veni în echipă un medic tânăr, medic rezident anul 5, specialist din anul 2025. La radiologie este o problemă pentru că este o tendință a colegilor radiologi, la fel, de a migra către zona privată, care este extrem de profitabilă din toate punctele de vedere. Și atunci avem și acolo două posturi scoase la concurs, doi medici rezidenți care s-au înscris, cred că în perioada asta au avut loc examenele, din câte știu, au promovat la primele probe. Deci și acolo vor veni medici. Cam astea sunt zonele cu probleme, să spunem, arzătoare în momentul de față. Oncologia, UPU adulți, neonatologie, radiologie. Mai sunt și alte zone unde nu ne prisosesc colegi, pentru că noi întotdeauna ne dezvoltăm și medicii, țin să specific lucrul ăsta, medicii se normează la numărul de paturi și nu la suprafața spitalului. Spitalul, da, s-a extins foarte mult, dar medicii nu se normează la suprafață. La suprafață se normează îngrijitoarele. Medicii se normează la numărul de paturi, care a rămas același, 1200 din pandemie până în momentul de față. Și da, ați văzut, medicii au crescut de la 260 la 322 și încă insuficient în raport cu adresabilitatea pe care o avem și cu dezvoltarea serviciilor pe care noi le-am adus. Și asta ne dorim. Și în momentul de față suntem un spital de interes regional. Nu scrie regional pe frontispiciu, dar suntem un spital regional ca și adresabilitate. Și așa cum ați spus și dumneavoastră, nu numai pe AVC, și pe infarctul de miocard, și pe zonele chirurgicale. Sperăm și zona de arș să o dezvoltăm, pentru că noi acolo am crescut, aveam un compartiment în chirurgie de 8 paturi, am adus la 12 paturi, am angajat, cred că acum suntem 4 medici, dedicăm și în o altă investiție foarte importantă va fi extinderea terapiei intensive în anul 2025, unde noi acum lucrăm la proiectare, da, scoatem la licitație proiectarea, acolo vom avea 4 dedicate pentru arși. De ce?
Pentru că de foarte multe ori ne confruntăm cu probleme foarte mari. Pacienții din zonă care vin la noi cu arsuri grave nu își găsesc locul în țară. Sunt foarte puține locuri în funcție de nevoile, în raport cu nevoile pe care pacienții le au. Și de foarte multe ori, chiar dacă noi nu suntem autorizați de a trata, avem resursa, baza materială, avem resursa umană cu care să tratăm, avem tot ceea ce ne trebuie, dar nu suntem autorizați. Trebuie să vină și avem promisiuni că va veni o echipă de la Ministerul Sănătății care să ne avizeze acest compartiment de arși în cadrul spitalului. Este un lucru extraordinar pe care noi am reușit să-l facem și de acolo să ne dezvoltăm. Sunt foarte multe lucruri. Și vă spun cu, și mă uit în ochii celor care ne privesc, cu bună credință le facem pe toate. Cu bună credință le facem pe toate. Și dacă sunt lucruri, managerul Calancea, directorul medical, directoarea de îngrijiri, corpul medical, discutăm, stăm la masă. Și oricine vine cu idei, cu propuneri pertinente, argumentate, eu nu vorbesc aici și încerc să evit răutățile, încerc să evit alte interese decât bunăstarea acestei instituții pe care eu în momentul de față ca și manager sunt aici, trebuie să o duc la, pe culmi înalte. Dar nu singur. Spitalul nu este, nu scrie spitalul Calancea Alexandru. Este spitalul nostru al tuturor și trebuie să punem umărul toți. Și dumneavoastră și cei care ne privesc prin ceea ce fac. Pentru că este bunul nostru al tuturor și din păcate, mai degrabă sau mai târziu, cu toții vom avea nevoie de acest bun al nostru. Haideți să fim corecți cu noi, în primul rând, haideți să fim corecți cu ceea ce se întâmplă. Nimeni nu este perfect, dar perfectibil și cu dorință de a îmbunătăți activitatea, suntem și de bună credință. Mai avem foarte puține minute, vorbeam despre exodul acesta al medicilor către privat, dar mai este o componentă a exodului către exodul, plecarea în afara medicilor. Nu știu în ce măsură, care e nivel de salarizare, din ce motive pleacă medicii, au prin lege, s-au mărit salariile în sistemul medical românesc. Am avut și eu o legiatură, nu? Vacanța de vară, o bună parte în vacanța de vară am fost oaspete și la dumneavoastră și am întâlnit o asistentă care s-a întors din Italia și s-a angajat la Spitalul Județean Suceava. Întrebată fiind de ce s-a întors aici, păi 10-2 motive. Acolo câștigam cât câștig aici aproape și în plus sunt acasă. Convingător, nu? Da. Dacă este să vorbim de corpul medical de asistente, da, am văzut o tendință și aici, posturile blocate, dar cu acele posturi, concursuri pe care le-am organizat, o tendință ca asistente care au activat mulți ani în străinătate să vină către spitalele din România. E un lucru foarte bun și îmbucurător. Dacă este să vorbim la medici, m-ați întrebat care o fi motivul. Sunt două motive și vă spun ca și medic. Unul dintre motive este baza materială, pentru că un medic își dorește să lucreze într-un spital care îi pune la dispoziție aparatură de înaltă performanță să-și poată să-și facă meseria așa cum trebuie. Unul la mână și doi la mână, salarizarea. La salarizare lucrurile s-au rezolvat și în momentul de față nu suntem la nivelul străinătății, clar, dar vorbim de România versus țările din vestul Europei, deci e altul nivelul de dezvoltare. Dar salarizarea din România din momentul de față, și vorbesc la medici, este cel puțin satisfăcătoare. Și atunci, pe lângă acest fapt, multe spitale s-au pus la punct cu tot ceea ce trebuie ca și bază materială. Și uitați-vă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava. Și vă dau exemplu și sunt foarte mulți medici care au venit din străinătate. Eu personal i-am întrebat aici, dar de ce? Eu ca medic cu același interes, ca și dumneavoastră. Pentru că acolo nu am fost integrat niciodată. Da, da, ai un salar foarte bun. Nu-i totul salarul. Niciodată, și vorbesc de medici, un medic nu va fi integrat așa cum trebuie într-un alt colectiv. Întotdeauna vei fi și alții sau unul din afară, indiferent cât te vei zbate. Asta o spun nu eu, o spun colegii care au venit aici și au stat aici la masă pe diferite specialități. Și vă spun așa ca și specialități. Cardiologie, medici intervenționiști din străinătate, chirurgie cardiacă, deci operații pe cor deschis. Da, am avut discuții și am în plan acest lucru. Am în plan. Dar nu discut acum de el, pentru că este un plan. Și după aia o să dăm în populisme.
Nu, sunt alții care fac populisme în această perioadă. Eu vorbesc de lucruri concrete. Medici pe pediatrie, medici pe urgențe, chiar în UPU. Zilele trecute am încheiat un contract, de la 1 octombrie, am încheiat un contract cu un medic de medicină de familie, medic generalist în Anglia, cu supra-specializare acolo, în UPU. Vine la noi, s-a alăturat echipei noastre, își face competența și în România și va fi la UPU adulți. După, cred că 7-8 ani, cu familia. Da? Am discuții pe oncologie cu o colegă tânără din România, specialistă din Suceava, soțul francez, cred că farmacist. Discutăm tot de ceva luni, văd că nu s-au concretizat lucrurile, avem promisiunea că se va înscrie la concursul din 5 noiembrie. La fel, cu doi copii, cu familie, cu soțul francez. Nu am reușit să mă integrez total și întotdeauna simt că sunt și alții în zona, în grupul și alții. Deci asta este marea problemă și eu mă bucur că se întâmplă acest exod în sens invers, da? Din străinătate către România. Este un lucru că și în România lucrurile încep să se miște într-o direcție favorabilă pentru acest sistem care este vitregit și cu foarte multe probleme, așa cum am spus, dar lucrurile încep ușor, ușor să se miște. De aceea trebuie să stăm la masa discuțiilor, fără interese politice, fără alte discuții, cu lucruri concrete. Da? Cu lucruri concrete pe masă. Ce ai făcut bine, ce n-ai făcut, ce se poate face. Nu vorbe. Am auzit, cred eu, fac eu. Nu așa acționează profesioniștii. Profesioniștii acționează cu date concrete. Oricând stau la masă, la discuții cu oricine, oricând accept propuneri pertinente și cu dovezi. Domnule doctor, mulțumesc tare mult. Stimați telespectatori, l-am avut alături, precum v-ați dat seama dintr-un început, pe domnul doctor Alexandru Calancea, managerul Spitalului Clinic de Urgență Județean Suceava. Domnul Alexandru Calancea, un manager tânăr, și cu sorgini slavicov de jos și nu poate decât să mă bucure faptul că numărul jicovenilor este destul de important așa în zona, cum se cheamă, în sectorul cu responsabilități de pe aici, din capitala județului cel puțin, dar nu e glumă, dar e și o glumă, mă rog, așa mi place să credem că ne simțim atașați de unii oameni și eu mă simt atașat de domnul doctor Calancea, și pentru că este jicovan, dar și pentru că este un om deschis și care știe să spună lucrurilor pe nume. Mulțumesc tare mult, domnule doctor. Și eu vă mulțumesc, oricând cu mare drag vă aștept în Spitalul Clinic Județean de Urgență. Ca vizitator, realizator de emisiuni, da. Și foarte dacă important. Dacă nu se poate și pacient. Doamne ajută să fim bucuroși cu toții și să fim feriți de probleme, dar inevitabil ăsta este cursul vieții. De aceea, așa cum am spus, țineți la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, pentru că este bunul nostru al tuturor. La revedere, stimați telespectatori, pe săptămâna care vine!